În acest sezon am hotărât să prezint și anumite aspecte ale istoriei recente și o perioadă fascinantă și sumbră, în același timp este cel de-al doilea război mondial. Un timp al atrocităților, dar și un timp al eroismului. 6 ani în care Germania nazistă, alături de Italia și Japonia, se războia cu aliații. Din punct de vedere militar, dacă Adolf Hitler nu ataca Uniunea Sovietică, ar fi câștigat războiul. Dar atunci când a atacat URSS-ul, și-a semnat propria condamnare la moarte cu propria mână. Mulți pun înfrângerea axei în Rusia pe seama iernii, cât se poate de adevărat, dar nu ar trebui să uităm nici de soldații care și-au apărat patria. Sunt imperator și astăzi o să vă prezint cel mai neobișnuit regiment al Uniunii Sovietice, Vrăjitoarele Nopții. Conflictul de pe frontul de est a fost cu siguranță unul inegal. Germania nazistă beneficia cu siguranță de cea mai înaltă tehnică militară de la acea vreme, dar producția era destul de mică. De exemplu, cel mai bun tank din al doilea război mondial este Tiger 1 sau Tiger 1, după cum se zice în germană, dar doar 1347 de bucăți au fost produse, în timp ce T-34 sovietic a fost asamblat de 84.070 de ori. În schimb, Uniunea Sovietică beneficia de resurse umane aproape interminabile. Circula pe atunci o glumă că rușii aveau mai mulți soldați decât aveau nemții gloanțe. Problema este că în URSS existau atât de mulți voluntari încât nu exista suficient echipament pentru ei. De asemenea, nu exista vreo restricție legală în legătură cu recrutarea femeilor, dar erau deseori determinate să nu intre în armată. O excepție este Marina Raskova. Deși a studiat inițial muzica și chimia, a ținut morțiș să lucreze în domeniul aviației. A fost căsătorită cu un inginer și a avut o fetiță pe nume Tania în 1930, dar în 1935 a divorțat. A fost prima femeie din URSS care să predea la Academia de Aviație și tot prima care să stabilească niște recorduri de zboruri lungi. Cel mai cunoscut este zborul Rodina din Moscova până în partea cealaltă a Rusiei, în Komsomolsk. Cu ea în echipaj se aflau și Polina Osipenko și Valentina Grizodubova. Zborul a durat 26 de ore și jumătate, dar operațiunea s-a prelungit cu încă 9 zile, deoarece nu s-a găsit un loc bun de aterizare. Aviatoarele au trebuit să se parașuteze și fără trusă de urgență, fără apă și aproape fără mâncare, au reușit să găsească echipajul de salvare. Femeile au fost decorate cu medalia Erou al Uniunii Sovietice. La începerea celui de-al doilea război mondial pentru Uniunea Sovietică, multe femei doreau să intre în armată, iar Marina, care îl cunoștea pe Stalin personal, l-a rugat pe liderul sovietic să fondeze 3 regimente pentru femei. Cererea i-a fost aprobată și 3 regimente au fost formate. Al 586-lea regiment de avioane de vânătoare. Acest regiment avea avioanele Iakovlev Yak-1, Yak-7 și Yak-9. Regimentul a reputat 4419 zboruri și a doborât 38 de avioane. Comandantul era Tamara Kazarinova. Regimentul al 587-lea de bombardiere a fost comandat de Raskova până la moartea ei într-un accident aviatic, în timp ce escorta alte 2 avioane. Unității s-au dat și cele mai bune bombardiere sovietice, Petliakov P-2. În total, regimentul a zburat 1134 de misiuni și a lansat peste 980 de tone de bombe. Ultimul regiment, cel mai celebru, este al 588-lea regiment de bombardiere de noapte, Vrăjitoarele Nopții, care aveau să îndeplinească 24.000 de misiuni, peste 24.000 de misiuni. Deși avionul lor era demodatul Polikarpov P-2, au avut cel mai mult succes. Comandantul regimentului era Evdokia Bershanskaya. Inițial s-a convenit
ca regimentele acestea să accepte doar personal feminin. Până și inginerii din echipajele auxiliare erau femei. Dar doar vrăjitoarele nopții au reușit să se țină de această tradiție până la finalul războiului. Atât de temute erau ele, încât soldații germani le-au numit Nachthexen, adică vrăjitoarele nopții. Ar fi de prost gust să închei documentarul atât de repede, și mai ales fără să vorbesc despre tacticile lor și despre avionul Polikarpov Po-2. După cum se vede în imagine, avionul era demodat și viteza lui era prea mică. Era folosit doar pentru a răspândi pesticide și pentru a instrui viitorii piloți, deci avion de instructaj. Dar avantajele au eclipsat dezavantajele. Putea să decoleze pe o distanță absurd de mică, să zboare perfect la altitudini foarte joase și să aterizeze oriunde. Exact, nici nu avea nevoie de pistă special amenajată. Tot ce-i trebuia era un teren cât de cât drept. Un dezavantaj care s-a dovedit a fi un avantaj a fost viteza foarte mică. Ironia sorții a fost că viteza maximă a Polikarpovului nu depășea viteza minimă a avioanelor germane. Astfel, piloții germani nu puteau să le țintească așa cum trebuie. Acum trecem la tactică. Din cauza vitezei joase a Polikarpovului, avioanele germane întâmpinau dificultăți în a le ținti, dar același lucru nu se poate spune despre bateriile antiaeriene FLAC. Pe timpul zilei, vrăjitoarele nopții erau ținte sigure, așa că zburau noaptea. Era greu să desfășori operațiuni nocturne cu radarul, dar pentru un avion demodat era o sarcină colosală și o misiune aproape imposibilă. Bravele aviatoare zburau la nivelul copacilor. Doar Polikarpovul le permitea, nu? Și se apropiau de țintă până la 3 metri altitudine când aruncau bomba. Apoi se retrăgeau cât mai rapid și cât mai înalt de la locul faptei. Zgomotul produs de picaj era atât de îngrozitor încât de acolo provine numele de vrăjitoarele nopții. Alte nume importante din acest regiment care au obținut medalia de erou al Uniunii Sovietice sunt Raisa Aronova, Tatiana Makarova, Irina Sebrova sau Zoya Parfenova. Deși regimentul a fost lăsat la vatră după terminarea celui de-al doilea război mondial, vrăjitoarele nopții sunt considerate niște eroine în Rusia, dar deseori povestea lor este nespusă, deși merită laurii și onoarea, deoarece erau pregătite să înfrunte pericolele extreme pentru dragostea lor de țară. Când vine vorba de curaj feminin, orice fată, domnișoară sau femeie în general ar putea să le ia exemplul și să înfăptuiască lucruri legendare. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest documentar. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, lăsați un comentariu, abonați-vă la canal, dar nu uitați, share-ul m-ar ajuta cel mai mult, astfel încât documentarul acesta să ajungă la cât mai multe persoane și legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase. Vă mulțumesc!